Centrul localității Teuții Măghereuș a fost până nu demult un adevărat șantier. Perimetrul situat între podul Băița și podul Nistru a fost reamenajat și transformat dintr-un teren nefolosit, năpădit de buruieni, într-o zonă de promenadă pentru cei din comunitate. Bănci, alei pietonale, noi stâlpi de iluminat, gazon, toate acestea dau o nouă imagine orașului. Cu eforturi, cu multă muncă, în cursul lunii decembrie, la început, lucrarea a fost recepționată și finalizată. Este o lucrare care, așa cum fiecare dintre dumneavoastră ați văzut și cei care tranzitează orașul Teuții Măghereuș, este una care schimbă fața orașului, este o lucrare care dă o nouă înfățișare orașului Teuții Măghereuș. Cablurile nu mai atârnă pe stâlpi, ci au fost îngropate în canale tehnice subterane. Au fost puse sub tensiune noile puncte de transformare care asigură o mai bună calitate a alimentării cu energie electrică a cetățenilor și s-au plantat arbori. Amenajarea centrului civic al orașului Teuții Măghereuș a costat aproximativ 2 milioane de euro, bani în cea mai mare parte proveniți din fonduri europene, dar și din contribuția autorităților locale.